Ți-a Fortuna pus mâna pe tine, te felicit. Îți mulțumesc cheia acestei mașini, Dacia Logan, pe care ai câștigat-o corect, cinstit. Marele câștigător ale tombolei electorale organizată de PNL Suceava este un tânăr de numai 18 ani, care acum are motiv în plus să facă școala de șoferi și să-și ia permisul. Cum te simți? Fericit, am câștigat o mașină totuși. Prima mașină în viață, deci sperăm să o ținem cât mai mult. Ești norocos de felul tău, mi-ai câștigat ceva până acum? Nu. Pentru Paul, alegerile locale de la 10 iunie au mai însemnat o premieră. A fost prima dată când a votat. Nu o să te întreb cu cine ai votat, dar de ce e important să mergi la vot? Într-o schimbare. Adică pentru tineretul din ziua de astăzi. Un loc de muncă mai încolo, Peter Bac, întâi o facultate după aia, un loc de muncă. Sperăm să fie cât mai bine la noi în oraș. Să nu fim nevoiți să mergem în sănătate pentru a câștiga un ban. Încă de când a fost lansată, tombola Votez și câștigi a fost contestată de adversarii politici ai liberalilor. Biroul Electoral Județean a decis însă faptul că acest concurs a fost legal. Dacă ai noțiunile minimale juridice, îți dai seama ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci. Am studiat legea electorală, toate legile care țin de chestiunea aceasta. Am văzut că nu este nicăieri nicio opriliște. Nu se stipulează nicăieri că nu ai voie să faci o tombolă pentru a cere oamenilor să meargă la vot. Nu am cerut niciodată să voteze Alexandru Goieșanu sau PNL sau USL, lucrurile sunt de la sine înțelese. Peste 7500 de suceveni au stat la coadă pentru a se înscrie la tombolă, iar 104 dintre ei au și câștigat câte un premiu. Premiile au constat în electrocasnice și electronice, un sejur pe litoral plătit integral și marele premiu, o Dacia Logan.